Mă numesc Ioana State și sunt reprezentant al Fundației Filantropice Metropolis, care derulează deja de câțiva ani inițiativa Spitale Publice din Bani Privați, inițiată de fapt de Codin Maticiuc. Suntem deja prezenți în mai multe spitale din țară cu acțiuni de renovare sau de dotare utilare a spitalelor. Am început prin Spitalul Clinic Fundeni, la oncologie pediatrică, am renovat secția de hematologie pediatrică. Curând vom termina de renovat și secția de nefrologie pediatrică și vrem să facem acolo și chirurgia, pentru că este un spital unde ajung mai toți oamenii din țară și de aia am fost atât de concentrați acolo, însă nu ne oprim și vrem să ajungem la mai multe spitale din țară. Recent am distribuit la mai multe spitale din țară peste 600 de paturi pe care le-am achiziționat. La Piatra Neamț construim un lift, urmează să facem unul și la Deva, pentru că acolo bolnavii sunt transportați cu pătura pe scări. La spitalul din București, Victor Gomeu, spital de copii, am achiziționat un video ureteroscop, care era foarte, foarte necesar intervențiilor. Și nu ne oprim aici, am ajuns, iată-ne, și la Reșița, unde am fost solicitați pentru că e nevoie de renovarea secției de radiologie. Asta ar trebui să se întâmple destul de rapid pentru a nu se pierde finanțarea pentru un aparat nou de radiologie. Pentru montarea acestuia e nevoie de condiții și un spațiu optim pentru aceasta, adică pereți care să fie izolați cu plumb și de refăcut în totalitate. Nu, n-am greșit cu nimic. Cum arată? O să vă luați, o să vă invit să luați niște imagini. Arată horror, pot să spun, să folosesc un termen împrumutat. Dar ne dorim foarte mult să reușim asta, dar bineînțeles că pentru a putea face asta ne-am bucurat să avem parte și de sprijinul comunității din Reșița. Noi avem mai multe mecanisme de donare prin care strângem fonduri pentru a face toate aceste acțiuni. Oamenii pot trimite un SMS la 8845 cu textul facem pentru 2 euro pe lună. Funcționează ca un abonament, se pot dezabona, bineînțeles, ne-am bucurat să nu o facă. Avem de asemenea și conturi trecute pe paginile fundației pentru antreprenori. E important să știe că ei pot redirecționa 20% din impozitul pe profit anual sau trimestrial. Asta se poate discuta, fiecare pot vorbi cu oamenii care se ocupă de contabilitate, dar și pentru persoanele fizice pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit. Asta se face până luna mai a anului viitor. Acele formulare se completează, se trimit și este foarte... foarte simplu. Începând cu 2020, ne-am dezvoltat și împreună cu Codin Maticiuc, președintele fundației, ne-am alăturat aceste inițiative Spitale Publice din Bani Privați și acum avem ocazia să putem să ne implicăm și în orașul Reșița și sperăm ca împreună cu noi să se implice cât mai multă lume pentru a putea să finalizăm proiectele pe care le începem și să oamenii din orașul Reșița să se bucure de un mediu mai familial, mai primitor în cadrul spitalului din Reșița. De ce este nevoie la radiologie din stațional? Este nevoie de refacerea totală a camerei, a spațiului pentru aparatul de radiologie, care necesită schimbarea instalației electrice, pereții schimbați, ușile schimbate, geamurile, toate să fie după normele și standardele în vigoare actuale. Am început în urmă cu câteva săptămâni. Am fost foarte bucuros și încântat că vor să ne ajute. Era singura variantă în care ne puteam mișca onorabil, ca să nu dezamăgim în primirea aparatelor de la Siemens și sper din tot sufletul ca totul să decurgă conform înțelegerii noastre. Ne-am reîntors în urmă cu o lună de zile, cu credință, cu speranță că putem. La un moment dat am dărâmat, să zic cu ghilimele de rigoare, tot ce a fost instalație de căldură. Am dat jos, este bine știut, sunt poze publice că au fost pline de rugină, au fost colmatate de nu aveai loc să bagi un deget, vorbind de degetul mic, de la mână. Am reușit cu ajutorul Aquacarașului, respectiv domnul Filipescu a fost foarte înțelegător, a venit, ne-a ajutat, a făcut proiectul, apoi domnul Dunca l-a aprobat. Oamenii de la Aquacaraș au lucrat 27 de zile consecutiv, au reușit și au schimbat tot ce este parte principală a căldurii, pentru că se știa, anul trecut a mai schimbat sus pe etaje.
Acum ne vom bucura de căldură și ne vom bucura de o altă priveliște, în special la intrare, acolo unde îți venea să fugi, cum arătau conductele vechi. După am dat jos de la scara de incendiu geamurile. Marți am primit confirmarea, se vor monta. Numai bine vom termina de făcut scara de incendiu și să solicităm, pentru că DSP-ul ne-a recomandat asta, să solicităm de la domniile lor autorizația de a muta traseul pacientului de la parter pe partea scării de incendiu. Asta este regula, asta o respectăm. Apoi a venit doctorul Librimir cu ideea, Lilu, uite, Metropolis, fundația de la București, vrea să ne ajute. Am fost la domniile lor, am discutat informal. Astăzi avem onoarea să-i avem alături de noi, să vadă, să se convingă singuri că nu este o glumă, este chiar foarte important și este vital ca acel spațiu de la radiologie să fie făcut conform normelor. Pentru că dacă nu-l facem, nu putem termina nici staționarul și nici aparatul nu poate fi montat, cel care urmează să vină în 14 octombrie și prin programul COVID de la Ministerul Sănătății. Deci ce pot să spun? Băi, oameni buni, donați unde vreți, unde puteți, dar donați. De săptămâna viitoare ne apucăm pe interior, începem să rașchetăm, să tencuim. Aștept să văd aceeași dorință, aceeași solidaritate ca anul trecut. Și de ce nu? Poate chiar mai mare. Pentru ce? Pentru că merităm cu toții condiții decente în România.